Dacă oamenii cred în Dumnezeu și experimentează cuvintele Lui, cu o inimă care venerează, vor avea mântuirea și iubirea Lui. Acești oameni pot mărturisi pe Dumnezeu, trăiesc în adevăr și mărturisesc firea și ființa Lui. Ei văd și trăiesc iubirea Lui Dumnezeu. Dacă oamenii vor să-L iubească pe Dumnezeu, trebuie să guste din frumusețea Lui și să vadă frumusețea Lui Dumnezeu. Doar atunci poate fi trezit în el pe oameni să-L iubească prin imaginație. El nu forțează oamenii, ci îi lasă să-L iubească din a lor voință. Îi face să vadă frumusețea Sa în cuvintele și în lucrarea Lui, iar apoi se naște în ei o iubire adevărată pentru Dumnezeu. Așa pot oamenii cu adevărat pe Dumnezeu, nu-L iubesc îndemnați de alții sau dintr-un impuls emoțional. Dacă oamenii vor să-L iubească pe Dumnezeu, trebuie să guste din frumusețea Lui și să vadă frumusețea Lui Dumnezeu. Doar atunci poate fi trezit în ei o inimă ce-L iubește pe Dumnezeu și se sacrifică pentru El. Ei îl iubesc pe Dumnezeu pentru că văd frumusețea Sa, văd că există atât de mult din El, demn de iubit. Au văzut mântuirea lui Dumnezeu, faptele Lui mărețe, de aceea îl slăvesc și tânjesc după El. A trezit în ei o pasiune încât n-ar putea supraviețui fără a câștiga